Jack, piratul cel teribil. Corabia nebună. Snack, e aproape 6. Unde e cina? Dacă e ceva ce nu suport, e să întârzie cina. Uite, nici o clipă prea de vreme. E așa foame că aș putea mânca un sconks umplut cu brânză. Ce avem la cina? Un sconks umplut cu brânză, domnule. Excelent! Snack, ți-am spus să elimini șobolanii de pe corabie! Am făcut-o, domnule, dar micuții ăștia probabil am scăpat. Am închis sute dintre ei în cale, deci toți vor muri de foame, domnule. Apropo, ai astupat gaura aia din carena? Da, capitane, dar am rămas fără ciment, așa că am astupat gaura cu o roată mare și mirositoare de brânză. Bine gândit, Snack! Acum grăbește-te și adu-mi cina înainte să... Snack, ai fi bun să-mi răspunzi la câteva întrebări? Desigur, domnule. Spui că ai închis șobolanii în cală lângă gaura mare din carenă? Da, domnule. Și ai astupat gaura cu... Cu brânză, domnule. Și care crezi că e mâncarea preferată a șobolanilor? Ar fi brânză, domnule. Acum ești conștient că nu știu să not? Poate că ar trebui să găsim ceva mâncare și adăpost. Nu fi ridicol! N-avem de ce să ne facem griji. O corabie în trecere ne va lua de aici în orice clipă. În plus, asta ne va da ocazie să ne punem la punct cu bronzul. 10 minute după aceea. E fără speranță? Nu vine nimeni! O să murim aici! Bună vinoți, capitane! Aș putea sugera ca mai întâi să construim o colibă, poate să tăiem niște copaci cu dinții, apoi amestecăm lut și iarbă pentru mortar și apoi... Nu fi așa afectat și încrezut cu planurile tale prețioase, Snack! Toată munca aia grea e complet inutilă! Dar, domnule, cred că... Mă ocup eu de gândit, Snack! Dacă vrei să-ți risipești forțele astudând ca un morc, dă-i drumul și construiește sacoperișul! Între timp, eu voi construi un adăpost pe calea ușoară, folosind doar intelect... Snack, toate planurile tale prețioase sunt complet inutile. După cum vezi, aceste materiale simple alcătuiesc o colibă perfect folosit. Scuzați-mă, domnule, vreți să luați scara rulantă? Capitane, cada e caldă exact cât trebuie. Scuze-mă, domnule, au trecut 2 ore. N-ai văzut nimic, domnule? Nu te mai sper că e Snack sau te calc pe centrul plăcerii. Adevărul este că dacă nu apare o corabie în curând, amândoi vom muri de foame. Aha! Iată cina noastră, Snack! Urmărește furnicile alea și fură-le mâncare. Dar, domnule, am auzit că insectele din junglă pot fi periculoase și... Sunt doar furnici, trădătorule! Fără bine am să mă ocup eu de insecte. Repede, domnule, intrați în apă! Aaaa! Repede, capitane, fugi în junglă! Ai putea scăpa de ea! Aaaa! Repede, domnule, în apă! Tigrii urăsc apa! Te salvezi eu, capitane! Scuipă la afară! Bucata asta cam miroase, domnule. Ăla e piciorul meu, imbecilule! După cum bănuiam, Snack, planul meu abil va funcționa perfect. Catapulta asta improvizată mă va arunca înapoi în civilizație, de unde voi trimite bucuros o corabie după tine, dacă mă voi gândi la asta. Gata, Snack? Taie sfoara! Salut, fetelor! Numele meu e Jack, piratul meu înfricat de meserie. Lăsați-mă să vă povestesc ceva despre mine. Suntem salvați, domnule? Nu! Dar ți-am adus un suvenir! Ce este, domnule? E un suport de nuci de cocos. Oh, minunat! Mai noroc că mai ai pe mine ca mentor snack! Vei observa că am construit această undiță cu mâinile goale. Am făcut și eu una, domnule. Dă-o încoace! Primește un pescar expert la lucru, snack! Peștele asta ne va hrăni câteva săptămâni. Dă-o încoace! A doua zi dimineață. Domnule, trezește-te! Slack! În ciuda situației noastre proaste, ce dimineață frumoasă! Azi mă simt ca un om nou! Mai să fie mai ușor cu 5 kg! Scuze-mă, capitane, dar picioarele tale par să lipsească, domnule. Unde mai sunt? Vreun animal sălbatic trebuie să fi fugit cu ele. Repede, Slack! Trebuie să-mi găsim picioarele imediat! Pară fi canibali. Da, Snack, și acolo sunt picioarele mele! Se pare că le marinează, domnule. Dacă nu te superi că o spun, domnule, picioarele tale miros foarte bine. Liniște! Repede, Snack! Du-mă mai aproape de cazan! Fier să fie de sos de unt! Repede, Snack, pe aici! Câteva ore după. Snack, eu nu mai pot continua, nu mai pot. Sunt epuizat și încă n-am luat cina. Putem mânca picioarele, domnule, sunt deja marinate. Nu fi ridicol! În plus, pur și simplu, nu mai suport, Snack. Ăsta e sfârșitul. Mor! Acum voi părăsi această cochilie buritoare și mă duc într-un loc mult mai bun. Mă întorc, domnule, vrei un pahar cu apă în timp ce termin monologul despre moarte, domnule? Da, mulțumesc, Snack. Acum, cum spuneam? Da, cum ziceam acolo murind, aproape simțeam mirosul lacrișol al morții când s-a... Mai multă gheață, mulțumesc, domnule. Snack. Da, cum ziceam aici? Un șervețel, domnule, și poate niște fructe. Nu, mulțumesc, Snack. Cum ziceam aici, așteptând ca sufletul meu să... Niște pateu de ficat de gâscă, domnule. Oh, minunat, mulțumesc, Snack. Cum am căzut și mi-am epuizat... Scuză-mă, domnule, nu mai avem pateu. Vrei niște caviar, în schimb? Ar fi perfect, Snack. De unde ai luat toate mâncărurile astea delicate? Din stațiune, domnule. Stațiune? De ce nu ai spus că suntem lângă o stațiune? Păi, nu m-ai întrebat, domnule. Probabil că am un restaurant de 4 stele și aproape ora 6. Să ne grăbim, dacă e ceva ce nu suport, e să întârzi la cină. Da, domnule. Vă pot ajuta? Da, bunule domn, am venit să cinăm. Aș vrea cea mai bună masă de aici și grăbește-te. Mă tem că e imposibil. Nu primim vagabonzi murdari în sala de mese. Vagabonzi murdari? Uite ce e snob indiferent. Dacă aveam o sari și o pază de corp musculoasă de 2 metri, de-aș forța să-ți retragi cuvintele. E vreo problemă, François? Da, da, este! Am venit aici să cinăm și ne totul ăsta înțepat. Cina! Ui, monsieur, pe aici! Bun venit la Congresul Canibalilor! Privește partea frumoasă, capitane! Partea frumoasă? Partea frumoasă! Sunt de pe care a fi în caz de canibali, idiotule! Adevărat, dar măcar n-am întârziat la cina.